numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne pune înainte întâlnirea dintre Mântuitorul și Fiul cel de curând mort al unei femei văduve din cetatea Nain. Cetatea Nain pe care o găsim și în zilele noastre la poalele muntelui Tabor. Evanghelia de astăzi descrie un fapt istoric, un fapt care s-a întâmplat în timpul Mântuitorului, iar evanghelistul Luca își adresează Evanghelia sa, pe de o parte, aceasta pe din care citim astăzi, pe de altă parte, faptele apostolului către un mare dregător Teofil. Și cuvintele pe care le scrie, cele ale Evangheliei, cele ale faptelor apostolilor, le scrie într-un timp în care încă mai trăiau cei ce văzuseră aceste fapte înfricoșătoare. Vedem că la învierea fiului văduvei din Nain, poporul s-a cutremurat zicând, proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Și atunci și acum o asemenea faptă, o asemenea minune este cutremurătoare. Și cei care au fost de față au fost mulți, pentru că vedem că acel cortegiu funerar era într-adevăr alcătuit din foarte mulți oameni care o însoțeau pe acea femeie. Era obiceiul în acel timp, dar și în timpul acesta în Israel, ca morții să fie îngropați în cimitire în afara cetății. Cetățile erau clar delimitate, nu precum orașele în timpul nostru, prin pereți, prin anumite fortificații care făceau ca cetățile să fost mai ușor de apărat. Și mortul, pentru a fi fost îngropat, trebuia să iasă prin ușile cetății. Într-un asemenea moment și într-un asemenea loc se întâlnește Mântuitorul Hristos cu acest cortegiu funerar. Femeia îndurerată, de două ori îndurerată, pentru că trecuse, în primul rând, prin durerea morții soțului ei, spune Evanghelia că era văduvă și nu-i va fi fost ușor să fie rămas văduvă cu un singur copil. Și este foarte posibil să fie rămas văduvă de tânără, pentru că avea un singur copil ori în timpul acela, în timpul lui Israel, fiecare căuta să aibă mai mulți copii. Și este posibil să fie rămas văduvă de tânără, crescându-și acel singur copil, cu toate grijile, împovărătoare pentru o femeie, greu de dus de multe ori și pentru o familie cu tot cu bărbat. Și vedem în zilele noastre cât de greu este să ne chivernisim pentru a crește chiar și unul sau doi copii, cu atât mai mult când sunt mai mulți copii. Mai ușor sau mai greu la țară sau la oraș fiecare, după cum își poate chivernisi ale sale. Dar un copil se crește greu, dar această greutate nu o putem compara cu greutatea de a face o casă, cu greutatea de a întreține o grădină, ci este greutatea de a avea o grijă plină de dragoste pe care mama îndeosebi o poartă asupra copilului ei. Dragostea între mamă și copil rămâne un chip al dragostei între Dumnezeu și creația sa și omul pe care l-a moștenit moștenirea împărăției celor la omul la menit prea moșteni împărăția cerurilor. Iată dar că această dragoste se țese din ce în ce mai adânc între mamă și copil pe măsura creșterii lui. Indiferent câți copii ar avea mama, 1 sau 3 sau 10, dragostea îi se revarsă cu grijă și cu durere asupra fiecăruia dintre ei. Spunea Părintele Teofil, Dumnezeu să-l ierte, că mama lui, fiind cuprinsă de grijă pentru toți copiii, la un moment dat împovărată, poate de obrăznicirea acestora, sau poate de povara care stă asupra ei ca mamă, exclama de când îi spunea, numai mamă să nu fii, ce să fii măcar tată, gândindu-se că probabil dragostea de mamă, fiind în mijlocul copiilor, este cea care sfâșie sufletul mai mult decât grija de a le pune o mămăligă pe masă, sau de a îmbrăca, sau altele asemenea acestora. Iată că această femeie, spuneam, fusese odată fâșiată în dragostea ei atunci când îi murise soțul. Și rămăsese singură cu acest copil și, desigur, toată dragostea închid deosebit, se revărsă asupra acestui copil.
și l-a crescut până la vârsta maturității, când el însuși avea să moară. Cetatea, în mare parte, era alături de ea. Spune că, spune evanghelistul, că majoritatea oamenilor din cetate o însoțeau în durerea ei la îngroparea unicului său copil. Înțelege prin aceasta, nu numai că doar era o femeie sușiată în lăuntru ei, în dragoste, ci era și o femeie bună, probabil credincioasă, pentru că dacă ar fi fost o femeie pusă pe hartă și pe răutate, este foarte posibil că n-ar fi însoțit-o oamenii în durerea ei. Însoțirea spre groapă de către toată cetatea era nu numai pentru durerea pe care o compătimeau, o împărtășeau împreună cu ea, ci și pentru faptul că probabil această femeie își atrăgese simpatia cetății și probabil că ei o vor fi ajutat și în timpul vieții, în timpul vieții copilului, în timpul creșterii lui. Pentru că oamenii sunt solidari în ecar. Și acum erau solidari în durerea pe care o împărtășeau cu femeia, aducându-și copilul la groapă. În acest context vedem că se întâlnește cortegiul funerar cu Mântuitorul Hristos. Și dacă oamenii compătimeau cu femeia și împărtășeau durerea, cu atât mai mult Dumnezeu însuși. Și vedem că îi spune femeie, nu plânge. E posibil ca și ceilalți cunoscuți să-i fi spus să nu plângă. Așa cum odinioară prietenii lui Iob încercau într-o fel să le despovereze de durerea lui, dar mai mult să-l afundau, îndrumându-l să-și vadă propriile lui păcate, pentru care probabil s-a întâmplat nenorocirea morții copiilor lui și a pierderii avuției. Poate asemenea cuvinte va fi primit și femeia, poate din privirea celor din jur, că cine știe ce păcate va fi purtând, de a muri deodată și soțul și copilul, și rămâne singură și nemângâiată în viața ei. Poate alții o vor fi mângâiat cu cuvinte gen nu plânge, dar Mântuitorul nu rămâne doar aici, ci se atinge cu putere dumnezeiască de sicriul care purta pe tânăr, spunându-i, tinere, ție spun scoală-te, și se întâmplă minune înfricoșată atunci și rămâne mărturie până în zilele noastre, pentru că spuneam această minune nu s-a întâmplat în vreo cămară, în vreun colț întunecos, ci în plină zi, cu atâția oameni pe urmele cortegiului funerar și scrise de evanghelist într-un timp în care cei ce trăiseră această minune în mare parte erau vii. Și consecințele acestei minuni, iată, aveau să le împărtășească toți aceia și noi în zilele noastre când vorbim de această minune, an de an, pentru că această predică o citim în fiecare an în cadrul Sfintei Liturghii. Și iată că a înviat mortul și spune evanghelistul că a început să vorbească. Nu ne descrie Evanghelie toate câte ne-ar fost chiar de folos. Cât de folositor ne-ar fi fost astăzi să știm ce a început tânărul să vorbească? Ce a spus mamei lui? Noi știm din puținele cazuri de așa numită moarte cerebrală, de oameni care au trecut prin acest moment, acest decric între moarte și viață înspăimântător, că descriu asemănător trecerea spre lumea de dincolo, în care Domnul ne vestește că ne așteaptă împărăția cerurilor. Dar lume de dincolo, despre care știm foarte puțin. Dacă ar fi să mergem în America sau în Thailanda, am putea afla foarte ușor ce ne așteaptă acolo, ce climă avem, cu ce trebuie să ne îmbrăcăm, ce fel de bani sunt acolo și am fi siguri că cele ce am aflat sunt într-adevăr așa. Moneda națională, mijloacele de transport și câte mai putem afla omenește. Despre ce ne așteaptă la părăsirea trupului, știm încă prea puțin. Dar multe din cazurile celor ce au trecut prin moartea cerebrală vestesc trecerea ca printr-un tunel cu o viteză înspăimântătoare și adeverirea unei alte lumi. Desigur, un chip al împărăției celor pe care mulți l-au văzut prin pace, liniște și lumină și alții care au văzut și acel tărâm al tenebrelor înfricoșător. Ce va fi văzut tânărul în acel moment
Iată, evanghelistul nu a reținut în Evanghelia sa, nu a menționat. Dar este foarte posibil și foarte probabil ca tânărul să fi vestit. După cum și fiica dregătorului Iair, înviată din morți de către Mântuitorul, și cu atât mai mult Lazar, cel înviat la 4 zile din morți, au trecut prin această experiență, au văzut lumea de dincolo și probabil au vestit cunoscuților lor. Iată, nu ne-au rămas aceste scrieri, dar ceea ce ne-a rămas, ne rămâne pecetluit ca vădire, pe de o parte, a puterii lui Dumnezeu asupra morții și asupra vieții, pe de altă parte, a dragostei lui Dumnezeu, cu mult mai mult decât dragostea omului către aproapele său, chiar decât dragostea mamei către fiul ei. Și această dragoste cu delicatețe o arată Domnul atunci când oprește plânsul femeii. De la această minune și până în zilele noastre, iubiți credincioși, desigur că vor fi fost încă multe femei, poate văduve, care și-au îngropat singurul copil. Și chiar în timpul vieții Mântuitorului știm sigur că nu a înviat pe toți morții care vor fi murit în timpul în care Mântuitorul făcea minuni. Trei mari învieri știm, că descrie evangheliștii, învierea de astăzi a fiului văduvei din Nain, a fiicei dregătorului Iair și a lui Lazar înviat a treia zi după ce va fi murit. Iată că toate aceste învieri ne sunt puse înainte, dar suntem încredințați că mulți vor fi fost cei ce au murit în timpul Mântuitorului, fără să fi beneficiat de puterea aceasta dătătoare de viața lui Dumnezeu. Nu știm dacă nu cumva Dumnezeu în timpul vieții, cu bună știință, probabil că da, Mântuitorul, va fi trecut pe lângă cortegii funerare fără să fie atins de morții lor, fără să fie viat. Pentru că Dumnezeu, prin aceste minuni, ne vestește pe de o parte că are puterea asupra morții și asupra vieții, dar scopul nostru nu este să nu mai murim niciodată, ci să ne dăjduim în ceea ce este dincolo de moarte, în împărăția cerurilor, făgăduită celor ce au trăit cu frică și cu credință în Dumnezeu. Fiul văduvei din Nain, nu știm când a murit, fără să mai fi înviat a doua oară, mai bătrân, ar fi avut și el copii, nu știm nici măcar din ceea ce numim Sfânta Tradiție. De Sfânta Tradiție știm că acel tânăr bogat, care i-a cerut Mântuitorului cuvânt pentru a moșteni viața veșnică, nu poate primi sfatul Mântuitorului de a lepăda toată averea sa dintr-o dată și a-l urma. Dar ulterior a făcut-o și a devenit episcop. Dar despre acest tânăr din Nain nu știm când a mai murit. Fiica dregătorului Iair, ea însăși în viață, știm că a murit, probabil la vârsta bătrâneții sale, ca și Lazar însă. Așadar, chiar acești trei cei înviați au avut să treacă prin moarte, după cum prin moarte a avut să treacă omul cel mai apropiat de Dumnezeu, vreodată pe pământ, însăși Maica Domnului. Dar știm că la puțin timp după aceasta, dezgropat fiind mormântul ei, nu a mai fost găsită. Moartea a fost într-adevăr ca o catalepsie, ca un scurt somn în mormântul ei. Iată, dar, că prin moarte avem să trecem cu toții și Dumnezeu nu ne-a cerut și nu ne-a poruncit să căutăm a ne feri de moarte și să ne dăjim într-un fel a nu mai muri, știind bine că dincolo de moarte, viața cea veșnică este cu totul o altă realitate, nu străină, nu nefirească față de ceea ce am trăit de aici, ci o plinătate a vieții. După cum copilul care se naște din pântecele mamei sale, descoperă abia după naștere plinătatea vieții pentru care a fost creat. În pântecele mamei sale nu trebuie nici mâini, nici picioare, nici ochi, nici urechi. Toate acelea îi sunt date pentru a putea trăi înțelegător în această viață. Tot astfel, stagiul acestei vieți ne este dat pentru a putea să înțelegem dragostea pe care să o cultivăm încă de aici, care va fi limbajul vieții celei viitoare. Această dragoste, desigur că a umplut și sufletul mamei copilului mort,
și a umplut-o în alt fel decât până atunci, pentru că a trăit-o într-un chip absolut atunci când Dumnezeu ne-a descoperit puterea sa venită din milă pentru pierderea pe care o avusese. Înțelege ceea ce spuneam și mai înainte, că femeia probabil va fi fost cititoare de Dumnezeu. Dacă a fi fost un om culitor, un om care s-a fi făcut, într-adevăr, din viața sa, viață de păcat și necredință, probabil că Dumnezeu altfel ar fi făcut să decurgă acest eveniment. Dar faptul că Dumnezeu pătimește împreună cu femeia și îi redă fiul său cel mort, arată că femeia însăși va fi avut o credință și o cinstire de Dumnezeu. A fost un dialog între ea și Mântuitorul negreșit că da, mai mult decât acesta nu plânge. Desigur că va fi fost și un alt dialog. Nu îl știm pentru că Evanghelistul nu ne-a lăsat, dar credem că și femeia și tânărul cel înviat, al cărui nume iarăși nu-l știm, nu vor mai fi trăit zilele vieții lor la fel ca până atunci, ci cinstind pe Dumnezeu, slăvind pe Dumnezeu și, esențial, nemai temându-se de moarte, știind că, așa cum spune Domnul, fiecare fir de păr al capului nostru este numărat și că Dumnezeu veghează asupra noastră. Așadar, iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne descoperă pe de o parte puterea lui Dumnezeu asupra vieții și a morții, pe de altă parte, puterea dragostei lui Dumnezeu, cu care urmărește viața noastră și participă în istorie, mai mare chiar decât dragostea de nezdruncinat între mamă și copilul ei, și de ce să nu o spunem, și între tată și copilul lui, dragoste care înseamnă jertfă, pentru că pentru ce se ostenește mama sau tatăl pentru copil, dacă nu din jertfă și din dragoste, bucurându-se de orice reușită a copilului și întristându-se pentru orice necaz al lui sau orice suferință a lui. Iată, Domnul se îndurerează de suferința femeii și chiar dacă, după această înfricoșătoare minune, aveau să moară tineri și vor mai muri până la sfârșitul lumii, vor mai rămâne femei îndurerate și sușiate în inimile lor de pierderea copiilor lor, vestea acestei minuni ne descoperă că Dumnezeu are știință de toată această durere, o poartă în mâinile sale și că tinerii, cei ce vor fi trecând la Domnul, nu se duc mai săraci decât cei bătrâni. Nu trebuie să ne facem stadiul acestei vieți până la bătrânețe pentru a ne întâlni cu Dumnezeu și împărăția cerurilor. Și cu cât mai tânăr și mai virtuos, cu atât mai plină va fi bogăția sufletului său. Așadar, iubiți credincioși, mesajul Evangheliei de astăzi este să ne dăjduim în împărăția cerurilor și în viața veșnică, pentru că în ciuda morții, în ciuda bolii și în ciuda stricăciunii, Cuvântul lui Dumnezeu, căutați întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă, ne-au descoperit puterea Lui, într-adevăr, de a ne ridica la împărăția cerurilor pe cei ce credem până la capăt în pofida stricăciunii și a morții. Cu aceste înțelesuri și cu această nădejde să ne ajute Domnul să plecăm astăzi de la Sfânta Liturghie, să întâmpinăm de vom avea crucea aceasta în viața noastră, moartea celor dragi ai noștri și însăși moartea noastră, dacă va fi să trecem prin boală sau prin dureri aducătoare de moarte, înțelegând că moartea nu este ultimul cuvânt al vieții noastre, ci este trecere, precum a făgătuit Domnul, precum un somn, trecere care la cei credincioși arată a fi fără judecată, adevărat, adevărat, cum vouă, vestește Evanghelistul Ioan, că cel ce ascultă cuvintele mele și crede cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Să ne ajute Domnul și nouă și celor dragi ai noștri și în încercările pe care le-am avea cu cei dragi ai noștri, părinți, bunici, sau copii, sau frați, sau verișori,
să păstrăm această credință, această înțelegere că Domnul este stăpân peste viață și peste moarte și că celor ce cred în El le-a făgăduit împărăția cerurilor și această împărăție deja a început, să ne dea Domnul să fim vrednici de ea. Amin.